Ci. Bună seara! Bună seara! Bine v-am regăsit la festivitatea de Crăciun, în care se va cânta un cor de colinde. Nu te mai mișca! Vă rog să vină elevii noi în fața tablei până să vedem corurile de colinde. Cum te cheamă? Repede. Florentina. Florentina, și tu? Baba Crisa. Înapoi. Până atunci vreau să... Acum hai să vedem corurile de colinde. O să veniți în față toți. Doua directoare, eu cu doua directoare. Doua directoare, full de aia în regulă. Da. Bun. Doua directoare, următorul cor de colinde. Doua directoare, următorul cor de colinde. Următorul cor de colinde este Eugenia și Bubble Crisa. Prezent. Da, vreau să ziceți secolii colindați. Dăm să înălțăm. Bun, mulțumim, înapoi. Următorii elevi. Următorii elevi. Ricardo plus Candrălău. Steaua sus, răsare! Mulțumim. Următorii. Emma și Roberto. Ok. Am mai zis Robi. Ok, o ce veste minunată. Bine, mulțumim. La Robi. Mulțumesc. Și tu? E singură. Du-te înapoi. Cum? Sorcova. O să mergeți fără mașini. Pentru că nu sunt mașini seara. Vă rog să veniți după mine. Oricum nu o trebuie să circulă mașina acum. Pentru că este seara. Și am zis să fac seara pentru că se va vedea bestial concertul. Aici ești, pe aici toată lumea. Vă rog să aveți grijă, pentru că în seara asta nis și... Mi-a luat piciorul. Cel mai frumos lucru să se întâmple asta în seara de Crăciun. Aproape. Aproape de Crăciun. În ajun. De ce o iei în față? Sunt și luminițe pe stradă. Bun, toată lumea vă rog să intre, având în vedere că n-avem mașină, nu o să parcăm. Toată lumea vă rog să intre și să stea pe acele scaune. Bun, este închidat pentru noi, vă rog toată lumea să stea pe scaunele astea, pentru că astea sunt scaunele voastre. Toată lumea pe scaune. A intrat toată lumea? Bun, hai și tu. Bun. Închidem ușile. Bun, toată lumea pe scaune. Dă-te-le pe scenă. Doamna directoare, vă rog, pe scenă. Bun. Astăzi, acum primul cor o să fim noi. Corul 2, doamna directoare, ca să ne auzim. Du-te pe bancă. Și nu mai ieși de... Du-te pe bancă. Și închide-ți ușa. Corul 2, doamna directoare, cine este? Corul 2. Corul 2 va fi Eugenia și cu Bubble Crisa. Bun. Corul 3. Ricardo, Limbău și cu Scandrălău. Corul 4. Sunt 5 coruri. Dă-te de acolo, Robi. Du-te pe masă. Emma și cum? Și Robi. Și corul 5, singura elevă, Florentina. Bun, v-ați pregătit colindele. Toată lumea... cine vrea să citați-le pe cărți, poate să citați-le cu doamna directoare, știm deja, deci nu. Vă rog să vă opriți gurile, că se aude ceva, face ceva cu gura, ca să putem cânta. Doamna directoare, începi eu primul? Sigur. Fulgerea, bici, strada și pomii au haine aziti, fulgerea. Ca dicer, da, sus obrazii, sus roșii de ger. Vin de stele de zăpadă, vin din ori cu fos și gri. Neaua s-a pus pe stradă, când ai cu sania copii. Fulgi de nea, mii și mii, strada și pomii au haine argintii. Fulgi de nea, ca din cer. Nasul și obrajii sunt roșii de ger. Voie bună, veselie, râs cu poftă nebunii. Iarna este o bucurie când vin fulgii argintii. Bun, mulțumim pentru atenție. Corul 2 vreau să vină.
Da, directoare. Bravo! Să poftească Eugenia și Bubble Crisa. Încetați, bun, doamna directoare, haideți pe bancă să-i ascultăm. Cum și n-a ascultat pe noi, cu inimile deschise. Vă rog să... Haideți, vă rog să începeți. Bubble Crisa, încep eu. A plecat să colindăm, dom-dom să înălțăm. Când boierii nu s-a acasă, dom-dom să înălțăm. Când boierii nu s-a acasă, dom-dom să înălțăm. Că au plecat la vânătoare, dom-dom să înălțăm. Să vâneze căprioare, dom-dom să înălțăm. Să vâneze căprioare, dom-dom să înălțăm. Căprioare n-au vânat, dom-dom să înălțăm. Să vâneze... ce-au vânat un iepuraș, dom-dom să înălțăm. Va să topi. Gata atât? Eu v-am ascultat bine, bravo. Bun, haideți, mulțumim. Haideți la directoare să zicem următorul cor. Du-te aici, Ricardo, că o să merg eu cu doua directoare. Aici, mai întâi. Haideți doua directoare, înapoi pe scenă. Încep eu. Doua directoare pe scenă, aici. Ca să putem. Da-te aici! Acum următorul cor? De vreo 50. Următorul? Și Scandrălău. Ricardo și... Ricardo și Scandrălău, după Ema cu... Cred că cu... E ok, Ricardo și Scandrălău, vă rog să începe. Cine începe primul? Încep eu primul. Steaua sus răsare, ca o taină mare. Steaua strălucește și lumini vestește. Și lumini vestește că astăzi curata, prea nevinovata, Fecioara Maria naște pe Mesia. Nu râdeți că cântă frumos. Continuă Scântrălău. Bă, magii cu zăriră. Asta nu mai cânt. Scântrălău, continui sau nu știi nimic? Eu v-am pus să învățați. N-ați învățat? Continuă tu, Ricardo, că Scântrălău continui. Continui? Continuă tu, că Scandalul e tâmpit. Și nu știe să cânte o melodie. Magii cu zărire, steaua și-n pornire, mergând după rază, pe Hristos să-l vază, pe Hristos să-l vază. Și dacă pornire, îndată-l găsire, la dânsul intrară și se închinară, și se închinară. Cu daruri gătite, lui Hristos menite, luând fiecare, bucurie mare, bucurie mare, care bucurie și ai să fie, de la tinerețe până la bătrânețe, până la bătrânețe. Bravo, bravo. O să dau și un top la final. O să dau și un top. Pentru asta o să dau și o să dau și o notă la Ricardo pentru că s-a implicat. Și la Scandrălău ți-a o notă mai mică. O să vedeți la final. Bun, următorul cor, doamna directoare, imediat venim pe scenă. Următorul cor este... Stai puțin, după vă zic cât note, dacă vă dau note sau ceva. Cor, Ema și Robi. Ema și Robi, vă rog în fața scenei. Și vedeți că dau și note, poate. Dau și o notă la matematică, la română, să văd cam pe medie. Deci nu se știe, depinde cum cântați. Hai, care începe primul? Eu încep. Robi. Robi. O ce veste. O ce veste minunată lângă Bifaim se arată. Cerul strălucea. Îngerii veneau pe o rază curată. Cerul strălucea. Îngerii veneau pe o rază curată. Păstării din la o veste bucurie. Ca într-un mic la cas, la... lângă acel oraș s-a născut Mesia, într-un mic lăcaș, lângă acel oraș s-a născut Mesia, continuă tu. Acum, în colibea păstorească, a vrut Domnul să ne mântuiască, să ne crească. Ok, bravo. Și ultima, Sorcova. Haideți, imediat vă chemăm. Sorcova, vă rog, Florentina cu Sorcova. Haideți, ultimul cor și după să vă dau și niște note, că măcar m-ați ajutat la colind și o să vedeți ce note o să aveți la o anumită materie. Bun, hai! Te rog, Florentina! Cât o dată? Mai cu delay.
Florentina, avem delay, scuze că zic. Du-te în fața microfonului și cântă, hai. Avem lag. Cânt sau nu cânt, da. Cascând rălău? Buni serverul. Da. Hai, cântă mai repede, că te-am tăsat de... Sorcova, vesela, să trăi, să bătrâniți, ca un măr, ca un păr, ca un fier de trandă, fier tare, ca piatra, iute, ca săgeata, tare, ca fierul, iute, ca o să... nu tot colindu-l, da, dar oricum, top. Pot să fac un top, doamna directoare? Eu nu, da. Noi nu le punem pe noi, dar primul top pare că a fost al lui Ricardo, care Ricardo chiar a cântat în chest, clar, dar Scândrălău nu. Al doilea mi s-a părut al lui, Eugenia, al lui Rolly, al lui Eugenia, al lui Bubble și locul 3, Robi și cu... nu, locul 3 Sorcova și locul 4 locul nu, locul 4 Sorcova și locul 5 Robi și cu rest, totuși aveți 10, totuși aveți 10. Inclusiv Scandrălău care o să aibă 4. Doamna directoare, 2 secunde la română. Ce are cineva notă? Că vă dau la română nota, scăpați de test. Verificăm dacă avem note la română. Stai, Scandrălăule. A cântat singur. Pe tine o să dai test, Scandrălăule, la ora de română. Nu sunt teste la română. Ok, nu sunt. Deci toată lumea să aibă 10, inclusiv Scandrălăul care să aibă 4. Mulțumesc, asta este următorul videoclip de la 20 de like-uri.